bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Este un dialog filozofic trăit la cea mai înaltă temperatură. Ideile nu sunt, argumente intelectuale, ci argumente vitale. Susține David Estrig, un artist care consideră că o fisură profundă în istoria artei s-a produs odată cu Holocaustul și cu Hiroshima. Dragi prieteni, bună dimineața! Nu se pune problema lungimii vieții, ci a valorii ei, declară interlocutorul meu din această sâmbătă. Sunt Daniela Zăcabuzura și vă invit la mic dejun. Maestre David Estrig, bine ați venit, bună dimineața! Mă bucur foarte mult că ați dat în această zi splendorile Bavariei pe Dâmbovița și pe București, așa încât mă grăbesc să vă întreb ceea ce probabil mulți ar fi vrut să vă întrebe dacă ar fi avut ocazia. Nimeni n-a spus vreodată că v-a văzut indispus, trist sau obosit. Și atunci acest calm solar vă vine din teatru sau dintr-o înțelegere a vieții care vă face să deveniți un regizor foarte bun? Noi trăim piesele pe care le punem în scenă și ambianța. O atmosferă bună de lucru este fundamentală. Și dacă regizorul nu se îngrijește de asta, nu știu cine să o facă. Bună dimineața! Pentru... Bine ați revenit la Cafe Verona! Bine v-am regăsit! Bună dimineața! Pentru mine, ca de obicei, cappuccino și croissant. Sigur, un espresso dublu. Cum e un regizor bun? Are tabieturi? De pildă dumneavoastră, dimineața vă place să mâncați așa cum îmi place mie. Aș mânca toate bunătățile pământului înainte să înceapă ziua, știți? Sigur că avem tot soiul de obiceiuri. Dar obiceiurile astea sunt nostime pentru că nici nu sunt conștiente. Dacă mă întrebați acum, încerc să fac un efort să-mi aduc aminte și nu prea știu. Pentru că sunt firești. Asta înseamnă a fi livrat în totalitate teatrului. Și când spun asta, trebuie să mai adaug imediat metoda David Estrig, care înseamnă, într-o singură sintagmă, teatru existențial, atenție, nu existențialist, e o deosebire de nuanță și restul accentelor îl puneți dumneavoastră. Am descoperit în Germania un filozof de care știam multe în România, dar acolo am găsit și estetica lui Hegel. Și Hegel, și poate nu e rău să începem cu fraza asta, pentru că e foarte inteligentă. Și el spune că arta dramatică este forma cea mai înaltă a artei, pentru că acolo se inventează niște întâmplări fictive pe care oamenii au atâta credință încât să le trăiască ca și cum ar fi reale. El spune mai mult într-o traducere românească, poezia dramatică pe urmele prietenului dumneavoastră foarte bun, Gelu Naum, care așa credea este la fel și căruia nici nu-i plăcea teatrul, dar l-ați contaminat în termenii dumneavoastră, ziceți. L-ați făcut pur și simplu să iubească scena, asta se face foarte bine. A iubit scena și a iubit actorii. Eu știu, din oarecare mărturisiri ale dumneavoastră și ale maestrului defunct, că ați avut un adevărat război Hegel cât erați în România și când ați ajuns la textele originale în Germania, pur și simplu ați început să-i dați dreptate acestui mare suprarealist, Gelu Naum. Dar el s-a înșelat într-un punct. El mi-a spus, nu, Hegel crede că forma cea mai înaltă artă este poezia. Dar el a spus poezia dramatică. Și poezia dramatică era o veche denumire în germana veche pentru arta dramatică. Pentru teatru, mai exact. Teatru, film, adică tot ce este artă dramatică. Nu, definiția este fundamentală și asta a fost descoperirea mea și pe urmă am fost extrem de mândru simțindu-mă legitimat de Hegel. Eu o tutelă care onorează pe oricine, dar care și crispează pe oricine. Vă întreb cum ați ieșit din asta. Impulsul ăsta e atât de bogat încât nu aveam tot timpul în minte pe Hegel. O făceam și fără să îmi aduc aminte de el. Adică o făceați căutând, cum ziceți în altă parte, nu realitatea, ci existența. Tot teatrul modern se bizuie pe o schimbare de perspectivă. Noi nu arătăm lucrurile cum sunt, ci cum le simțim.
este un schimb de priviri subiective asupra vieții noastre și altora. Lumea David Esrig e foarte nuanțată, că moartea trece din când în când așa ca un accelerat prin cadru, că e multă culoare acolo, dar și bucurie, că sunt tot felul de stări. V-am văzut în 2007 la Sibiu, pe timpul capitalei europene, și le spuneați cursanților, puneți mâna pe pământul umed, asta era într-o metropolă, mirosiți iarba, ieșiți în aer liber să ne jucăm. Ori asta nu văzusem la niciun regizor vreodată. Ați trăit o premieră. Este ceea ce spuneți în termeni de școală, cum zic eu, expresie corporală. Exact. Dincolo de cuvânt. Actorul este un soi de cobai al vieții. Noi exersăm ceea ce alții trăiesc. Dar nu purtăm toți noi, ca muritori, măști și roluri? Ba da, în teatru se face mai profesional, ca să zic așa, chestia. Sau se face orchestrat de regizor, că asta e problema, de fapt. Da. Teatrul este un loc unde se retrăiesc vieți posibile. Acum, după ce aveți o vârstă minunată, de 8 decenii, și aș vrea să mai fie încă vreo 8, ca să putem vorbi, să ne putem bucura, sunteți convins că aceasta a fost calea dumneavoastră, da, de urmat? Da. Mi-aduc aminte de o mărturisire care m-a făcut chiar să zâmbesc. Prin anii 50 ai României, așteptați o bursă la Moscova pentru filozofie, da, da, mi-ați spus. Da. Și atunci, dacă admitem că tot traseul unui artist, ca, da, dumneavoastră, este o sumă a întâlnirilor decisive, atunci cu ce să începem? Poate cu Dina Cocea, prin 53, așa când vă dădeați bacalaureatul? Dina Cocea a jucat în două roluri în viața mea. Ea m-a dus la Institutul de Teatru. Eu am făcut cu niște colegi de la liceul Matei Basarab o piesă a lui Gogol. Cu care ați luat premiu. A mai ieșit un actor din experiența asta, Cosma Brașoveanu. Cuzea, cum îl numeam noi. Cosma Brașoveanu, care s-a stins, din păcate, foarte tânăr, foarte bun actor. Și doamna Coci a fost președinta jurului și m-a întrebat, dumneata, acum termin liceul, da? Și ce ai de gând să... Aș vrea filozofie. A, nu cred. Dar ce credeți, doamne? Păi, cred că, uite, te iau acum și te duc la Institutul de Teatru. Și așa a făcut. Ca intuit în David Esrig cel tânăr, regizorul, nu actorul. Doamna Dina Coci a fost și profesoara lui Dinică și a lui Marin Morau. Actor fetiș pentru dumneavoastră. Există și drumurile destinului, știți? Și noi nu putem decât să le remarcăm, nu le putem influența. Ai, dar ce curată e. Slujnica noastră nu face treaba atât de bine la noi acasă. Și grădină, adevărată grădină, ce frumoasă e. Și rufele atârnate pe frânghie. Dar tu, dumneata, speli și rufele? Da. Trebuie să fie tare obositor. Pot să muncesc. Draga mea, fiecare cu ce-i place. Mie nu mi-ar place. Mă duc de la doamna Dina Cocea spre altă doamnă extraordinară, Lucia Sturza Bulandra. Când erați în ipostaza în care eu sunt acum, adică la televiziunea română, ați stat 4 ani în această citadelă și ați făcut cu asiduitate aproape 400 de emisiuni. Așa e. De toate felurile. Sport, muzică, mult teatru și există un medalion memorabil, Lucia Sturza Bulandra, pe care l-ați făcut. Câți ani aveați atunci? Eram obraznic de tânăr. Doamna Bulandra a fost o întâlnire extraordinară, era un personaj extraordinar. M-a adus acolo un domn Cornescu, care era atunci directorul de programe al televiziunii, și l-a întrebat, dar ăsta nu e prea tânăr? Vedeți, ăsta eram eu. Mai aflam eu povestea asta dacă nu vă întrebam de vârstă, pentru că foarte puțin tineri pe atunci, dar și acum, ajung în siajul unei mari personalități. Așa este, a fost o mare personalitate. Și în timp ce vorbeam, eu eram impresionat mai mult de munca mea decât de vârsta doamnei Bulandra, încât vorbeam destul de liber și atunci împingea niște lucruri ca să cadă pe partea asta, ca eu să le ridic. Și ați înțeles trucul sau chiar ați intrat? Da. Și a rămas numai o călimară de cristal. Și am zis, doamna Bulandra, eu o ridic și pe asta, dar o să fie cioburi. Și a început să râde cu hohote. Regie completă, da. Asta a început este. Să râde cu... Zice, mai prins. Zic, da, doamne, sunt foarte mândru că am dreptul să fac o emisiune cu dumneavoastră și vreau să faceți ce vă face plăcere. Iată-i pe unii din foștii mei studenți. Când
cândva mă străduiam să scot actor într-o sală mică de conservator, cu tineri ai domavou, dar care nu trăiau ca voi, ci foarte greu, uneori în condiții dureroase. Se numeau ca acum Buzescu, Almăjan Aura, Atanasiu Nicolae, Giugaru Alexandru, Dima Cela, Berigan Radu, Etere Cristofor. Au fost studenți buni. Eu mă mândresc cu ei. Domnule profesor, că vreau să vă spun și astfel, vorbim prin vocea mai multor studenți, de ce nu? Aici era schema incipientă a ceea ce ați făcut după aia, timp de 50 de ani și mai bine, peste tot, pe marile scene europene ale lumii, și la București, în Germania foarte mult, în America, în Israel, pe unde ați pus talpa, a fost o marcă în urma căreia oamenii s-au bucurat, au fost fericiți și au adus aminte. Cred că acum, când vorbim, e prima oară, după un lung drum, când veniți doar sub steagurile avangardei românești, da, ca să vă conferențiați și să sărbătorim asta, fără să faceți un workshop. Doamne, nu știu câți oameni în țară știu că contribuția românească la avangardă a fost fundamentală. Nu știu câți oameni știu că, de pildă, cabaretul Voltaire, unde a început avangarda, a fost animată de mari personalități românești. Avem Urmuz, avem un Max Blecher aproape necunoscut la așa București. Este senzațional. Am făcut niște scene de Blecher în școala mea de teatru în Germania. Am tradus. Tristan Țara, o mulțime. Pe urmă, drumul ăsta m-a dus la Gelu Naum, de care am fost foarte legat și am avut o prietenie lungă și puternică. Era înainte sau după 1965, un an pentru mine important. De ce? Pentru că atunci ați împărțit pur și simplu un premiu cu Zeffirelli la Paris, puțin mai târziu, în 66, ați împărțit marele premiu cu Grotowski și dintr-o dată apare în cadrul Gelu Naum un prinț al poeziei care nu accepta niciun compromis, așa, nu accepta nici ideea de teatru găsindu-l populist și vulgar. E, uneori și era. Nu s-a înșelat chiar de tot. S-a înșelat, a făcut numai o confuzie între ceea ce teatru lunecă de pe ceea ce trebuie să fie. Și în poezie găsim foarte multe lucruri false și stupide. Eu zic că totdeauna în artă există și astfel de lucruri alunecate, inevitabil. Arta e o oglindă a vieții. De acord. Prima, totul a început cu o repetiție la care a fost el, lucram cu Dinică Umbra. Asta unde era? La Comedie, probabil. La Comedie lucram pe podea. Iar acolo, în foaierul, era o podea de marmură și era cam rece, dar Dinică avea forță. Și nu era ușor, pentru că vrem să lucrăm o umbră. E cum să joci o umbră? Adică omul și umbra lui, asta e, da, extraordinar. Dar el juca numai umbra. El trebuia să joace umbra. Omul era Iura Darie, care a fost cel mai frumos rol al vieții lui. Iura a fost întâi celebru, că era un bărbat splendid de frumos. Și s-a spus, dacă ar avea și talent, el avea, dar nu se vedea. A fost foarte puternic în umbra și m-a făcut un actor extraordinar în rolul și Cresida. Un om încântător, foarte modest, din cauza asta el n-a avut niciodată pretenții. Un om foarte cald. Mă mai bucur să mă întâlnesc cu Ducu Darie, cu fiul lui Iura. Nu, un om minunat, Iura Darie, și era exact antipodul lui Dinică. Dinică avea trăsături foarte dure. Nici n-aș putea să găsesc o definiție pentru Dinică. Versatil, când cinic, când tandru. O mină de aur pentru un regizor. Un om extraordinar de bogat. Despre, în presa engleză și americană, s-a scris deja în articole în care era considerat un cel mai mare actor al lui. Și asta era. Am fost cu el în turnee, cu nepotul lor Amo, cu Troilus, cu Umbra, în toată Europa. Impresele care le lăsa erau fulminante.
câtă lume nu atacă Shakespeare în regie. Și cu toate astea, vine un român atunci, la începutul anilor 70, și obține marele premiu al criticii franceze cu actori de aici, de la București, care după aia pleacă în turneu lung, Pilsen, Köln, Essen și așa mai departe. Bonn. La Bonn a avut o critică foarte nostimă. Wunderos Rumänien, miracol venit din România. Adică lor le se pare că din România nu poate să vină miracole. Uite că a venit tu. Dați-mi voie să spun un lucru foarte trist, aproape dezarmant, pe care l-ați reparat magistral. 2011, da? La Burghausen, nu numai că ați făcut o școală mare de teatru și de film, o academie, Atanor, apropo de asta, ați păstrat acest titlu al lui Naum din 68 ca să-l puneți în 93. Doamne dragă, titlul vine de mai de mult decât vine Naum. De la alchimiști. Ei, să spunem că Atanorul ăsta e un cogeamite cuptor cu furnal în care ziceau alchimiștii, pune metalele proase ca să iasă aur și găsim și piatra filozofală. Da, era de fapt, îi refăceau în acest cuptor procesele de ardere ale vieții. Țintind, tot după sintagma lor, regenerarea universului. Iad. Mare ambiție. Ați vrut de o viață asta, regenerarea vieții prin teatru. Sau măcar ai redescoperit sensul. Și l-ați descoperit? Ne străduim, doamne. Nu s-a încheiat această căutare. Să sperăm. Aici aștept să știu cât se hotărăște mai sus. La vârsta mea se mai așteaptă puțin să vedem ce și cum. Nu, dar sunt într-adevăr interesat să fac, să trec. Nu mi-a pierdut cheful de lucru. Nu e vorba numai de genă, e vorba pur și simplu de vocație, de bucuria de a face, de talent. Pentru că aseară am citit cartea dumneavoastră din 1985, pe care ați scris-o în Germania, Comedia de l'arte, și după aia am găsit-o în toate bibliografiile esențiale ale studenților germani, aproape în toate școlile, de teatru și de film. Și am înțeles de ce vă e atât de aproape. Teatru de bâlci, performance-ul, happening-ul, expresia corporală. Așa este. Habe doch nur ge... Dort! Es ist ein schreckliches Stürme und bin doch nur gekommen, Sie kennenzulernen. Întâi trebuie să vă spun că am avut noroc. Doamna Dina Cocea a fost profesoara celor mai buni actori cu care am lucrat și ea m-a dus de mână să fac regia. Eu aveam cu totul alte intenții. Odată, a mai fost o altă doamnă care a jucat un rol important în viața, nu noi a mea, și a lui Dinică și al celorlalți, doamna Posibil. Această doamnă superbă fusese profesoară de stil, cam așa s-ar traduce, nu? La Comedia franceză, sub, și o cunoscuse și învățase cu Isadora Duncan. Și apoi a venit încoace după un mare amor pentru un ziarist așa român. Așa este. Și a devenit profesoară la Academia, actuala Academie de Teatru și Film de la București. Și făcea cu dânsa ce? Ea a fost și în comisia mea de admitere la regie. Și am văzut că fac o impresie destul de agreabilă acolo și ea mă privea încă foarte critic, doamna de Sibil. De ce? Nici nu știam cine e. Erați un pic orgolios, da, cred eu. Nu știu de ce. Și pe urmă mă întreabă, da, bine, 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 dar așa poți să faci? Doamne, încerc. Și am reușit. Da? Și așa poți să faci? Zice, știi că asta e mai important decât tot ce vorbești dumneata acolo. Și am avut dreptate. Am lucrat cu ea ani de zile. În fiecare dimineață venea în teatru de comedie și facea întâi training corporal. Din cauza asta am putut să fac spectacole în care actorii erau și foarte expresivi în corp. Era o femeie frumoasă. Eu mi-o închipui înaltă, uscată, franțuzoaică, Sadea, cum era? Franțuzoaică, uscată, nu prea înaltă și foarte nostimă. Și vorbea o română după zeci de ani de România, total imposibilă. Vai, și eu care credeam că iubirea face minuni, nu, și te învață orice limbă. Pe la nepotul lui Ramu, ea nu mai era în institut, că era de vârstă, ne duceam la ea acasă, sus, avea o cameră de training și aducea ceva de mâncare pentru Dinică și Marin. Și avea bucurie când ei se repezeau să înfulece și îmi spunea mereu, foame, sărac. Adică, în altă topică, săracul... Săracul, de uite, el, e foame. E foame, da. O femeie cu un mare simț artistic,
cu extraordinară cunoașterea corpului, era și profesoară de balet clasic și de balet modern, extraordinar. Acum am niște profesori buni, Yves Marc a fost profesorul Etienne de Crou și e unul din cei mai mari specialiști europeni în tehnica pantomimei clasice. Dar eu știu tot de la cursanți că la Academia dumneavoastră fac pur și simplu biomecanică, clovnerie pe principiile Le Coq, culmea, un an de suprarealism, extraordinar, tot felul de inițieri în experimente și cercetări care merg, ziceți dumneavoastră, de la subtext la cuvânt, încercând să acceseze toate experiențele psihice, psihologice și parapsihologice care stau ascunse. Se poate. Noi transformăm o operă literară într-o operă dramatică, adică noi trecem de la cuvânt la acțiune. Și am să vă spun un lucru. Teatrul românesc avea o mare tradiție. O mare tradiție, în primul rând, domnea teatrul vechi clasic, dar eu am făcut medalioane nu numai cu doamna Bulanda. Știu asta. Cu Ion Manolescu, cu Moș Costache Antoniu, cu Ileana Predescu. Mă interesau cu toți. Am intuit că în acei 4 ani de televiziune nu doreați să ratați niciun cap de afiș. Așa e. Și probabil că aveați conștiența, nu-mi dau seama, că aceste lucruri rămân pentru cei ca mine care le găsesc în arhive după 50 de ani, dacă or mai fi. Marie-José, ia-o cu tine, ți-o dau, hai, ia-o! Froșo! Ce poftești, omule, de nu mă lași în pace odată? Ce? Vezi, să nu uiți prosopul și vesta albă. Dar a trecut an. Și n-a mai rămas decât amintire. Mi-aduc aminte, primul spectacol la care am invitat Beligan a fost Procesul Dolmei Caragiale, o piesuță scrisă de Mircea Șefănescu pentru 50 de ani de la moartea lui Caragiale. A fost în 1962. Da. Și am avut o echipă foarte tare acolo. Jules Cazaban ca Caragiale și asta a fost o istorie. Că nimeni nu credea, Beligan mi-a spus ce să facă Jules Cazaban. L-am dus la Romaniță, la Mathieu și a pus numai mustața. Și când l-am adus la Beligan, a căzut de pe scaun. E Caragiale leit, era leit. Minunat actor. Domn director. Nu știi? Ce mai întrebi? L-am adus pe Dinică în rolul lui Caion al bestiei. Și am lucrat cu el întreagă noapte și a intrat puțin cu mijloace de joc moderne. La care domnul Cazaban mă întreabă, Dodi, asta ce e, ce face băiatul ăsta? Și domnul Cazaban, cred că face teatru bun. Teatru modern, bun, trăit, cinstit. Și atunci Jules Cazaban a spus ce? A spus, bătrâneilor, trebuie să fim atenți, uite ce avem aici pe cap. Și l-au iubit tare. Actorii buni au iubit întotdeauna, chiar și actor tineri obraznici, dacă erau foarte buni. E o tradiție, e un respect față de meserie. Și asta am trăit la toți domnii ăștia care le-am făcut medalioane. Foarte interesant. Jana Popovici, minunat. Aproape că nu se mai vorbește despre aceste nume. Mă bucur că am reînnoit această galerie. Doamne, nici nu pot să-i uit. Au fost minunați actori. Uneori într-un stil care nu era stilul meu, dar ce conta? Ei erau pe scenă, aveai ce să vezi și să auzi acolo. Se întâmplau lucruri interesante. Erau minunați actori. Teatrul Românesc a avut atunci o rigă de actori de nivel european, fără nicio îndoială. Regia nu era întotdeauna la fel, pentru că experiențele estetice nu erau agreate, nu erau acceptate. Asta s-a întâmplat nu numai cu regizorii. Știți foarte bine că până spre anii 2000, sau mai exact până la sfârșitul tiraniei lui Ceaușescu, Gelu Naum începuse să aibă probleme cu editurile, cu publicarea textelor. Cine ar fi înțeles de plin Copacul Animal sau acest poem extraordinar pe care dumneavoastră l-ați transformat într-un spectacol multimedia în Germania în 2014? Se cheamă Tatăl meu obosit, l-am recitit aseară, o minune. Tatăl său l-a urmărit foarte puternic pe Gelu, pentru că el a avut o copilărie dură, pentru că tatălui a fost ofițer în armata română, a fost rănit în primul război mondial, a fost eliberat de obligația de a reveni
Și el a jurat cu camarazii lui că rămân împreună până la sfârșitul războiului și a revenit și a fost omorât. Și au fost 6 copii și au avut o copilărie dură. Cum traduceți această ecuație, maestre? Cu alte cuvinte, avem fiecare dintre noi, cu cât suntem mai treziți la spectacolul vieții, avem narcoze existențiale de genul întoarcerea în război după război, sau trăirea în teatru o viață, ca dumneavoastră, sau trăirea în scris. Mi-aduc aminte că acest mare suprarealist european s-a stins într-o modestie deplină pentru că se ținea departe de orice vulgaritate, zicea. A fost un domn, un prinț al poeziei, cum l-a numit, un mare domn. Cu o demnitate și cu o modestie și cu un simț poetic al vieții remarcat. Cum ați putut rămâne atât de viu, de vertical și de dispus spre artă după nesfârșite anchete cu Securitatea și cu Dumitru Popescu Dumnezeu și cu supravegherea lui Ion Brad, care vă trimitea cum angliști să vadă dacă ați tradus bine Furtuna lui Shakespeare și dacă nu sunt șopârle în ea. N-a fost ușor. Ar trebui să-i explic lui domnul Brad și lui Dumitru Popescu că în Furtuna nu sunt șopârle. Toată Furtuna e o șopârlă. Să traducem această sintagmă pentru cei care au trăit doar în democrație și sunt tineri. O șopârlă era o aluzie esopică, da. Era un subtext, da, care îl făcea pe telespectator să tresare și să spună: a, e de-al meu acest regizor, pentru că îmi spune adevărul printre rânduri. E o aluzie că uite ce e la noi, că nu-i democrație, că nu-i libertate, că... Să știți că ne-a îndrăjit. Îmi aduc aminte și niște spectacole Pintilie interesante. Vorbiți în 72 de Revizorul, nu? Da. Știu că ați dat dovadă, mulți mi-au spus, din lumea teatrului, de o solidaritate artistică exemplară. Adică ați refuzat să faceți în locul unui confrate piesa pe care lui i-au interzis-o. Câți ar mai face asta? Cred că fiecare om are a răspunde pentru ce face. Ei au interzis o piesă, aveau să o răspundă pentru asta. Nu să vină un altul să o facă și uite să se uite că a fost interzis. Nu. A interzis un spectacol era un act criminal. Oamenii s-au născut să fie liberi, nu sclavi. Deci cifrez acum faptul că v-au interzis Furtuna lui Shakespeare în 72, după aproape 2 ani de repetiții la Național, și ați vrut să o faceți când? Spre 2012, dacă nu mă înșel, deci după aproape 40 de ani la București, întorcând-o cu alte valori, cu alți actori, dar restituind, cum spuneți, o interdicție care era o încălcare gravă a libertății. Așa este. Noi suntem toți responsabili să ne apărăm libertatea. Nu putem să așteptăm să vină niște apostoli, niște eroi să ne elibereze. M-am întristat când Hertha Müller, pentru că vorbim de Germania, da, care este deja a doua dumneavoastră țară natală. Și vă amintiți că după anii 2000, sau mai exact după Nobelul pentru literatură, i-a incriminat pe intelectualii români pentru tăcere. Sunteți de acord cu această atitudine? Nu. Am trăit foarte mulți oameni de demnitate și de curaj. Nu e adevărat. Din cauza asta au fost și spectacole interzise. Dacă toți erau lași, nu era ce interzice. Dar dumneavoastră v-au interzis și un scenariu despre care puțin mai știu acum. E vorba de 1970, de un scenariu de film. Numit De ce? De ce se numea De ce? Era, pentru că e o schiță lui Caragiale. Interesant. E schița lui Caragiale în care un nea mitică, sau nu știu cum îl cheamă, se sinucide și se întreabă prietenul cel mai bun, unul Costică, cred că îl cheamă, de ce, nene, de ce? N-avea cum să treacă. Numai, povestia lui Caragiale asemenea... sugerează cam de ce. Da. Dar ei nu puteau să înțeleagă, pentru că era un om încântător și foarte iubit de colegii lui mai tine și așa mai departe. Caragiale a avut dimensiuni care au depășit puțin imaginea lui curentă în țară. Mare autor. Când l-ați dus la Haifa și ați montat O scrisoare pierdută, înseamnă că ați avut încredere în acest pașaport universal numit Caragiale. Și poate, poate cumva, domnule profesor, ați vrut să-l și răscumpărați pentru deznădejdea lui, aceea cu care a murit în exil la Berlin, sau mă înșel? N-a fost de plăcere la Berlin. Era acid, era foarte tăios.
toată literatura lui era o literatură nu de adulare, ci de atacarea tuturor hibelor romane. Am lucrat și cu Ion Manu, unul din foarte mari actori. Și Ion Manu mi-a povestit, el a făcut la terminarea studiului de actor, a făcut rolul lui Agamiță de Nanache. Greu. Da, și l-a făcut atât de formidabil că l-au adus pe Caragiale de la Berlin să-l vadă. Extraordinar. Și l-am întrebat, domnul Manu, mai poți să-mi schițezi puțin ce ai făcut? Da, drăguță, zice, sigur că da. Și a început să se comporte, era într-adevăr, am râs cu hohote. Eu vreau să fac Conul Leonida cu el și cu Jana Popovici la televiziune. Fă, ce distribuții, da. Formidabil, amândoi. Dumneavoastră ați mers pe firul narrativ și vreau să rămân Berlin 1969, când v-ați întâlnit cu Beckett și ați pus la cale ca el să vină la Bulandra în București, da, să vadă... Mi-a și trimis toate cărțile lui, eu nu, da, le aveam. Păi cum să le aveți în România lui Ceaușescu, da, Mir? Nu auziserăți nici de Arto, despre care așa v-a spus Gelu Naum. Așa este. Rămânem la Berlin, da? Aveați 34 de ani și l-ați văzut pe maestru care s-a invitat singur la premieră. Nu l-am văzut. Am fost invitat de directorul de atunci al Marelui Teatru Berlinez. Așa. Și am văzut, așteptând să intru în biroul lui, am văzut că pe tablou de repetiții era Godot, da, regizor Beckett. Și am întrebat, Beckett pune scenele a ta? Da. Zic, să știi că eu nu mai plec din Berlin până nu-l întâlnesc. Și zice, dragul meu, e un om încântător, pot să-l întreb. Și l-a întrebat. Beckett a spus, dom'le, astăzi n-am inspirație, nu sunt regizor, știi? Și azi n-am avut idee. Și atunci tot am întrebat și am pus, uite, vreau un tânăr din România să mă cunoască și am avut un motiv bun să întrerup. Și pe mine ne-am așezat și am discutat ore întregi. Era foarte interesat de atmosfera din România. Eu repetam atunci Godot la Bulandra. Știu. Și am povestit scene. Și a râs cu hohote. Era un om extrem de deschis, cu o tinerețe de necrezut, de fapt. Pe urmă, m-a întrebat dacă mai cunosc operele lui. Zic, credeți într-adevăr că opera noastră e publicată în România? Ați rămas cu impresia asta. Și a înțeles cum stăteau lucrurile. Da, și mi-a trimis tot, am și acum. Cântător, un om de o modestie, un poet, un artist. Și totodată un mare spirit care a avut încredere într-un tânăr român pe care îl vedea prima oară. Da, da. Nu era orgolios, nu. Adică n-avea fițe, cum zic studenții noștri astăzi. Nu. Și așa pornește arta, de fapt. Nu-și juca gloria. Știa că tot ce e omenește, e mai bine să fie modest. Un om foarte interesant. Am mai avut legături cu el, am discutat. Și am realizat Godot, care l-am arătat și la București, cu studenții mei, la Metropolis, la Ivașcu. Da, asta târziu, în 2006. Da, 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 după, da, interdicții, după nostalgia de a nu-l fi făcut atunci când așa ați este, repetat. O altă și, istorie, din o altă... păcate, după ce Beckett nu mai era în viață. Da. Asta schimba lucrurile cu mult. Așa este. Că ar fi fost un eveniment antologic să vină Beckett aici, într-un București care mai spera în vremuri bune, că asta era 69, așa 70, este, după aia lucrurile s-au deteriorat galopant. Da. În 73, când ați plecat spre Paris și apoi spre Germania, ați spus, sunt interzis pe toate planurile. Așa. Mi s-au interzis spectacolul, mi s-au interzis filmul. Știți ce mă impresionează foarte mult acum când ne privim în ochi? Că ați ajuns, deși erați cunoscut în 72, în Germania ați făcut în programul cultural al Olimpiadei de la München din 72, ați pus un spectacol shakespearian extraordinar. Făcusem deja un turneu cu Troilus Românesc. Da. Să știți că teatrul românesc a avut o valoare reală. Un actor
foarte bun austriac, care din păcate nu mai trăiește, Walter Schmidinger, a văzut spectacolul românesc și el era un spirit foarte acid și se ducea în cabină la actorii mei nemți, unde făceam trolul, spune, tu nu ești român, tu n-ai văzut pe români. Nu, zicea, ce să-ți spun? Adică ce vrei să spui? Întreba ăla. Altă clasă, știi? Nu, tu ești bun, dar el era foarte bun. Uite. Și așa mergea din cabină în cabină și îmi nenorocea starea de spirit a actorilor germani. Era și un tip mai răutăcios, dar nu mințea. Zicea, pe bune. Nivelul atunci, al anilor 60 în București, a fost un nivel puternic. Și nu numai, și în afară spectacolului meu erau din când în când spectacole foarte puternice. Și erau personalități puternice, Penciulescu, Pintilie, o sumă întreagă de spectacole interesante, vii, care povesteau ceva, nu erau aia reală. Actuali actori mari ai naționalului de acum au rămas marcați, mi-au spus-o, pe viață de întâlnirea cu experimentul Esring, așa mi-au spus. Dar m-au vizitat la Buchhausen. Da. Da. A fost interesant, am lucrat și texte interesante, am ales texte care au fost foarte multă vreme scoase din circuitul românesc, Paul Celan, de pildă. Considerat de nemți cel mai mare poet. Mare poet. Da. Sigur că s-au întâmplat niște lucruri foarte interesante în România, au avut un destin nu întotdeauna fericit. Dar acum mi-ați spus că ați lăsat această minunăție de peisaj din Burghausen și ați plecat la Passau cu școală cu tot. Da, sunt condiții mai bune, condițiile politice au fost mai puțin favorabile și am avut destul de lupte cu politica în România. N-am avut niciun cu politica chef. Și probabil cu administrația. Așa. Taxe, săli, nu, avem condiții foarte bune la Passau. Avem 3600 de metri pătrați, avem o sală de teatru foarte frumoasă, care se termină acum și cu tehnica. Am primit și mult ajutor. Statul bavarez, în cazul de față, a contribuit și la Burghausen și la Passau cu sume mari la reconstrucția localurilor. Statul bavarez a finanțat personalitatea David Esrig, nu niște săli și 3600 de metri pătrați. Doamne, asta sunt chestiuni pentru de interpretare. Pentru că știți ce mi-a spus un diplomat german? Acest mare regizor a adus în școala actoricească și de regie germană un spirit de ordine, pentru că noi nu aveam metodă. Munca a fost apreciată și interesată. Nemții sunt egoiști. Și dacă îi ajută cineva să fie mai buni, o fac cu amândouă mâinile. Domnule profesor, sunt egoiști și țin prejudecățile la piept, pentru că în 2011, când erați cu tot acest grup de 17 români, foarte buni actori tineri, în Burghausen, înțeleg că poliția locală a oprit mașina și a confundat cu niște... Nu, asta a fost o manevră a unui primar, al cărui tată a fost Gauleiterul nazist în Burghausen și tradiția trăiește întotdeauna și la bine și la rău. Deci a fost deliberată confuzia cu niște cercetori români. Sigur, acum o să înțelegeți mai bine de ce am plecat. Dar dați-mi voie să spun că această grosolană greșeală a fost reparată public, grație dumneavoastră, pentru că i-ați determinat să ceară scuze în ziarul local, ceea ce nu se întâmplă în Germania. Am fost uimită. O epocă ca cea nazistă nu dispare complet, știi? Mai lasă urme. Nu, a fost o mizerie. Noi am adus foarte mult pentru Burghausen. Burghausen a devenit o dată cunoscut. Acum sunt mulți vedete ale teatrului german care spune am învățat la Burghausen. Și nu am acceptat toată chestia asta. Cine a fost în toată figura asta foarte lovit a fost Florin Vidam, care este o carte despre metoda mea și care face acum un atelier la UNATC. Domnule profesor, nu pot să închid conversația fără ca orice aspirant tânăr să afle acum între noi doi despre această metodă Esrig, care are, ziceți, teoretizând, 4 etape, sunt ca 4 trepte spre rai pe care actorul Bietu, derobându-se ca șarpele de piele, le urcă sau nu le urcă? Materia din care lucrează literatura e cuvântul. Materia din care lucrăm noi e acțiunea, acțiunea umană. Și aceste acțiuni umane sunt foarte complexe, sunt acțiunile imediate. Deodată îmi descoper espresso-ul și vreau să beau. Așa. Dar peste asta este
mă gândesc, n-am băut prea multă cafea astăzi sau beau așa. Și n-ar fi mai bine să încep cu limetele ăsta și care are mentă și așa, nu? Și atunci acțiunea umană e o acțiune simplă, o acțiune mai complexă care cuprinde două, trei acțiuni simple, primul o acțiune mai complexă care cuprinde câteva acțiuni semi-complexe și uite așa, dacă actorul simte această structură rafinată de lănțuiri, probabil. Opa, și de acțiune în acțiune și așa mai departe, atunci interesul publicului crește enorm. Ich habe ob doch nur gehört dort. Hier? Schön. Am început discuția noastră astăzi cu un citat de Hegel. Da. Că arta dramatică este cea mai înaltă formă a artei pentru că se inventează niște întâmplări fictive care sunt trăite ca și cum ar fi reale. Asta se referă în primul rând la artiștii de teatru. Gândul meu a fost că e foarte interesant dacă aduc și publicul să trăiască asta. Și am atunci... și văzut în spectacole două și am fost uimită și aș vrea să văd și acest spectacol multimedia care e cea mai recentă sub semnătura David Esrig și vor mai fi și altele. Da. Să sperăm. Dar vreau să vă întreb ceva care mă preocupă de când ne-am întâlnit. Ați făcut cu frenezie 4 ani de televiziune. Da. La actualul serviciu public atunci era unicul și cel mai venerat. Așa este. Pentru ce ați plecat? Televiziunea a fost pentru mine o școală extraordinară. Mi-ați spus că ea v-a dus spre drumul teatrului de comedie. Exact. Drumul teatrului de comedie mi l-am și deschis pentru că am făcut un spectacol cu Beligan care a fost foarte încântat și m-a întrebat dacă nu vreau să viu acolo. Eu am făcut în televizie de toate. Pentru că după ce am terminat Institutul de Teatru, a fost școala mea adevărată televiziune. Ziceți undeva într-o mărturisire, fiind un om al televiziunii pe atunci, era cât începutul anilor 70, îmi puneam tot timpul întrebarea, spuneți dumneavoastră, ce ar trebui să fac eu ca telespectatorul de acasă să înțeleagă și să vadă că performanța mea emoțională e dincolo de putințele omenești, colosal. Reiau întrebarea și o pun spre mine. Ce ar trebui să fac, de pildă, eu, ca toți prietenii care se uită azi la mic dejun, la mine și la dumneavoastră, să înțeleagă toate tentativele, intuițiile, opiniile pe care le-am dus cu mine ca să vă chem aici? Fiecare dintre noi are felul lui de a molipsi spectatorul. Dacă mă întrebați de televiziune, am făcut foarte mult și sunt foarte îndatorat. Pentru că, pe urmă, în teatru n-am mai avut secrete. Grație televiziunii. Știu! Vedeți, pe asta mă interesează și la nivel teoretic. Și acum îl întreb pe profesorul David Esrig. Dacă există o teatralitate a vieții, de acord. Așa este. Și una existențială, ziceți dumneavoastră, perfect, a teatrului. Există și o teatralitate implicită a televiziunii. Faceți un program care este aproape că atât de diferențiat ca viața unui om. De toate le faceți. Da, așa vrem. E adevărat. Ați spus bine. Păi de asta am trăit 4 ani. Am lucrat ca un nebun aici. Și eu și Pintilie am fost amândoi aici, înainte de a merge la teatru. A fost și o echipă puternică și cu operatori foarte buni. O echipă interesantă și puternică și plină de elan. Am experimentat tot. De la muzică, cum prezint muzica ca să fie interesantă, cum fac aia, cum fac aia altă. Și dintr-o dată, toată lumea asta a reprezentării vieții ne-a devenit uzuală, ne-a devenit cunoscută, ca a doua piele. Familiară, mm-hmm. Exact. Impresia mea despre teatru românesc în timpul era că actorii depășeau cu mult, cu talentul lor, epoca. nivelul mm-hmm. în scenere. Da. Nu cumva și pe acela al înțelegerii publicului? Doamne, publicul înțelege cât de talentați suntem noi să îi dăm ceva să înțeleagă. Niciodată n-am crezut că avem dreptul să judecăm limitele publicului. Și eu cred asta. Și vă admir că ați făcut această mărturisire. Niciodată n-am să cred că vreun public este sub intenția pe care o destinează un regizor, un scriitor sau un moderator. Hai să vă spun un lucru acum la încheierea discuției noastre. Beligan a venit la o repetiție la nepotul lui Ramon. Da. Și mi-a spus cu gângăveala lui fermecătoare: nu, nene, când să ai intelectuale în București, când o să-mi vină să vadă chestia asta? Când m-am plecat de la teatru de comedie și m-am dus la Ciulei,
Și s-a jucat de sute de ori. E nu să mi se spună că numai intelectuale au fost acolo. Categoric. Ceea ce înseamnă că ați găsit drumul spre inimi și nădăjduiesc că și împreună, astăzi, în această dimineață, noi am făcut măcar în parte același lucru. Vă mulțumesc că mi-ați dat acest răgaz. Vă aștept și la anul și în anii următori, cu noi experiențe, cu noi mărturisiri. Și cine știe, poate vin într-o vacanță la Pas sau să vă văd la locul faptei. Vă aștept cu drag. Vă mulțumesc. Numai bine. Senzațional. Știți că vorbind mi-aduceam aminte de copilăria mea. Să știți că eu am văzut umbra. Ha, ha. Era Sanda Toma într-o cămădină scurtă. Așa este. Cu un voal pe cap așa, ea era coafată. Prințesa. Prințesa. Pe Mica și Moraru i-am văzut la repetiții. Mi-aduc aminte de doamna care făcea exerciții cu ei. Doamna Sibil. Exact. Senzațional. Senzațională și aceasta, doamnă. În Teatrul Românesc am trăit personalități extraordinare. Ați evocat-o pe Madame Boulandra. Madame Boulandra a fost regină pe scenă. Sper să găsesc în arhive despre tot ce ați povestit. Dar m-am făcut medalion cu ea. Știi da, cum trebuie am făcut? Să fie. O ducea cu mașina de la, de la izvor, de acolo, da. La chiar? Televiziune. Nu, la teatrul ălalt. În fiecare din teatru era un decor pus. Da. Și a jucat scene. Super. Formidabilă, formidabilă. O energie, o inteligență, o ascuțime. Vă mulțumesc din inimă că ați venit la programul nostru și trebuie să mulțumim colegilor noștri de la Muzeul Literaturii Române pentru prezența dumneavoastră în platoul nostru. Domnul Cristescu a fost necruțător. O să... la ora 4. O să punem pe generic cu mulțumiri că mulțumim merită. Da, sigur. Mulțumim. Numai bine.